se pare util? Cred că da. Deși nu știu unde e adăpostul are astea. Dar tu ce ați face dacă chiar ar fi o situație reală? Da, s-ar pune problema să găsesc adăpostul. Nu știu unde sunt? Nu, nu știu. Bănuiesc că undeva pe lângă uzină, în spatele uzinei. Sunt mai multe, sunt la subsolul blocurilor. Da, mă rog, și... Cred că ar trebui făcută o informare și referitor la asta, nu? Da, sigur, ar fi bună. Și sirenele funcționează bine? Nu supărător de tare. Deci, ok, eu le-am auzit în zona în care locuiesc. Mulțumim mult! Mai știu dacă ți-au auzit sirenele. Nu. Ți-au auzit sirenele? Da, alea le-am auzit. Și acum ați reacționat? Eram în pivniță. Da. Eram la vlog. Uite ce sunat. Și ce știți? De ce au sunat? Păi în caz de război să știți, ne băgăm sub pod. Era de posturi, era de posturi. Știți unde sunt adăposturile astea? Noi venim la subsolul blocurilor. La blocuri. Fiecare la blocul lui are. Dar e bine că s-a făcut exercițiul acesta astăzi. Păi bine să fim noi pregătiți, nu? În caz de se întâmplă ceva, vin rușii peste noi. În baie vine, în baie. Nu. Dar știți că trebuiau să sune? Știam că trebuia să sune, dar nu am fost atentă, probabil nu am auzit. Dar e bine că se organizează exerciții de acestea. Este foarte bine că se organizează și ne pune în temă cu prevenirea acestor evenimente neplăcute, dacă probabil să nu se întâmple, mă gândesc. Știți, dar trebuie să reacționați în caz. Nu, tocmai voiam să ascult, dar păi s-a întâmplat că am avut alte treburi. Da. Plăcere. Al ursului, da. Lupului, vulpii, așa. Și sunt acele pasaje, toți le-am văzut pe autostradă, pentru trecerea, da, și pasajul animalelor. Ori dacă ursul vede că acolo e un lac, păi nu-i tâmpiță să bage în lac. Noi pe mare lacul până unde dă de 25 de kilometri, simte zgomotul. Deci nu se apropie și atunci e normal că se duce și se uită, mai ales alea fac zgomotul bine. Nu s-a pus accent, adică nu că nu s-a pus accent. Nu au fost băgați în seamă acești domni care au avut permisiunea să construiască. Dar Agenția de Protecție a Mediului este autoritate competentă. Oricine are dreptul să ceară măsuri, mi se impune un plan, e ok. Dacă nu, nu. Acum, eu n-am... Era la Ridica 4 și eu acolo s-a scopat. Problema care este? Acolo... Dacă eu sunt pus să respecte legea și să veghez la respectarea legii. Dar acum, dacă dumneavoastră veniți și îmi depuneți mie o solicitare, da? Eu conform legii, în termen de 30 de zile trebuie să vă dau răspuns. Dacă nu dau răspuns în termen de 30 de zile, puteți să mă aflați în instanță și eu